Colegiul Național Traian din Drobeta Turnul Severin, în calitate de beneficiar, a derulat acest proiect pe perioada de aproape 2 ani de zile. Activitățile au fost concepute în parteneriat cu o firmă de specialitate, iar banii pentru finanțare au venit prin intermediul Fondului Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Beneficiarul acestui proiect a fost Colegiul Național Traian și prin intermediul lui s-a urmărit calificarea mai multor persoane din sectorul informatic sau economic, cu un număr de aproximativ 84 de beneficiari pe trei, să zicem, topicuri de profesii. Fiind liceu de top, la elevii școlii au și aceste proiecte pe care le derulează și prin ele au adus fonduri, inclusiv în acest proiect de 2 milioane de lei. Este lucrător, își păstrează și tradiția, înțeleg, în proiectul acesta au mers în special pe partea de informatică, de calificare a persoanelor și este categoric un lucru bun. Principalul obiectiv al proiectului a fost acela de a crește șansele de promovare socioprofesională ale angajaților din județul Mehedinți, dar și de creșterea nivelului profesional individual. Electorii au fost bine pregătiți, au știut să ne transmită ceea ce trebuia să învățăm și trebuia să ne perfecționăm în ceea ce presupune CADU. Știți că sunt noutăți și nu ne limităm numai la cursul care a fost. Trebuie să mai învățăm în continuare. Ceea ce ați învățat acum o să vă ajute, considerați, la un nou loc de muncă. Asta a fost și înscrierea la acest curs, pentru că, vedeți dumneavoastră, poate să ne ajute la un nou loc de muncă, trebuie să ne căutăm chiar part-time, chiar dacă avem un loc de muncă acum, nu ne strică să lucrăm în paralel la altceva. La nivelul proiectului au fost formate persoane pe 3 cursuri de formare, cursuri de operator introducere, validare și prelucrare date, cursuri de tehnician operator procesare imagine și tehnician proiectant pe sisteme CAD. Au fost formate 84 de persoane, dintre care 40 femei. Grupul țintă al acestui proiect a fost constituit din angajații proveniți din toate sectoarele economice, cu excepția angajaților din educație și a celor din administrația publică. În total, 100 de angajați au fost înscriși în cadrul programului, iar 80 dintre ei au absolvit cursurile de calificare. Proiectul a fost scris special pentru aceste 3 tipuri de cursuri, pentru că cerința la nivelul pieței forței de muncă este foarte mare în acest domeniu, în zona noastră a județului Mehedinți. Este adevărat, cursurile de operator calculator sunt cele mai răspândite pe piața muncii și a devenit o necesitate formarea a câtor mai multor persoane în acest domeniu. Toți beneficiarii vor primi subvenții de 2500 de lei și certificate de calificare emise de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și a Persoanelor Vârstnice și Ministerul Educației, care sunt autorizate de către Autoritatea Națională pentru Calificări.